Uma firmeza? Aqui. Bună, sunt Cătălina Gheorgheu, iar acesta este primul meu videoclip din seria Vlog. După cum am spus și am menționat pe conturile mele de socializare, pe Facebook Cătălina Gheorgheu, în paranteză, oficial, iar pe Instagram Cătălina Gheorgheu, cont oficial, legat. Astăzi voi face un Q&A, am pus anunț pe Facebook și Instagram și am primit întrebările de la voi, așa că haideți să trecem la treabă. Vom începe cu întrebările puse de voi pe Facebook, voi intra chiar acum. Și voi menționa și numele persoanelor respective. Rusu Andrei, când vii la Constanța? Am fost la Constanța pe 1 mai și am filmat noul videoclip al piesei Toată vara, care va apărea pe 30 mai. Alex Drăghia, de ce se trage clopotul la biserică? De frânghie. Într-un coș sunt 3 mere verzi și 4 roșii. Câte mere sunt în coș? 3 mere. Știam. Câte animale din fiecare sex a luat Moise pe arca sa? Damn! Next. Ce mai face sora ta? Sora mai face bine, tocmai ce am vorbit cu ea prin video call. Mai stai cu părinții în casă? Da, momentan am 18 ani și chiar dacă voi împlini la vară 18 ani, asta nu înseamnă că mă voi muta singură. Ane Nicol, câți ani ai? 17 momentan. De ce nu răspunzi la mesajele copiilor? Răspund la mesajele copiilor, dar nu pot tot timpul să răspund imediat ce primesc mesajul, răspund puțin mai greu. Cum o cheamă pe sora ta? Pe sora mea o cheamă Monica. Georgiana Medeleanu, dacă ai avea de ales o a doua carieră, care ar fi aceea? Jurnalist. Moise Eduard, sunt cunoscut acest nume. Care e lucrul pe care l-ai dorit întotdeauna să-l faci și încă nu l-ai făcut? Nu știu. Gabi Pecheanu, câți cai pot fi înhămați maxim la o căruță? 2, maxim 6. Jenel Mirica, cum ți-a venit ideea să te apuci de YouTube? Datorită vouă. Ai animale de companie? Cum le cheamă? Am 2 căței. Un maidanez, nu e o rasă. O cheamă Fâțânica și mai am un ciobănez de Bucovina pe nume Maia. Urmărești seriale? Nu. Care e filmul tău preferat? The Notebook. Ai iubit? Cum îl cheamă? Da, am Moise Eduard. Lili Ana Brațu, de ce nu faci un cover și după Lost in Istanbul? Nu am auzit de piesa asta. Cornelia Puiu, ce vrei să devii în viață? Medic ginecolog. Bercu Crina, te-ai gândit vreodată să renunți la muzică? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Nu m-am gândit să renunț, îmi treceau uneori niște chestii în minte legate de lucrul ăsta, dar am renunțat. De când te-ai apucat să cânti? Alex Cultătaru, de la 3 ani jumătate. Bogdan Bodea, vreo colaborare cu cineva? Nu, momentan nu. Sonia Sonica, care este cântărețul tău preferat? Nu am un cântăreț preferat. Lăcătuș Cătălin, ce părere ai de piesa Andrei Gogan? Piesa Andrei Gogan cu Stricați o generație. Nu știu, n-am nicio părere, nu vreau să mă bag, n-am nicio legătură. Nu am o părere. Ce îți place să faci în timpul liber? Să ies cu prietenii. Ce înseamnă muzica pentru tine? Nu știu,
un lucru care mă liniștește și mă face să simt că sunt eu în largul meu. Ai de gând să te măriți? Dacă da, câți copii vrei să ai? Cum ar arăta pentru tine nuta perfectă? Vreau să mă mărit, vreau să am doi copii. Nuta perfectă, nu știu, mi-o imaginez pur și simplu cu soțul perfect. O să faci cover pentru Marinero în română? Mă gândeam la asta. Până la câți abonați crezi că vei ajunge în 2019? Nu știu, sper să fie cât mai mulți. Vei răspunde mesajelor de la Facebook sau Instagram când vei ajunge departe cu muzica? Bineînțeles. Ce clasă ești și câți ani ai? Am 17 ani și sunt în clasa 11 la liceul de arte, Dimitrie Cuclin, Galați. Unde îți place să stai în mașină? În față sau în spate? În spate. Cum îți consideri prietenii? Adevăratele mele valori. Pe cine iubești cel mai mult? Nu știu, familia. De cât timp ești împreună cu iubitul tău? 9 luni. De la câți ani cânti? Poți, te rog, să-mi dai follow, te pupăcesc. Pas. Câți frați, surori ai? Am o soră. Ce hobby-uri ai? Îmi place să cânt, îmi place să dansez, îmi place să mă distrez, actoria și așa mai departe. Ce sport îți place? Nu-mi place să fac sport. Ai călătorit în afara țării? Da, am fost în Budapesta și în Croația, în rest doar în România. Când faci videoclipul ăla că vreau să apar în video? Asta n-a fost o întrebare practic. Acum, Andreea 25. Când va apărea o nouă piesă? Te crezi populară? Nu mă cred populară. Noua piesă va apărea pe 30 mai. Se va numi toată vara și sper să prindă, sper să vă placă. Acum totul depinde de voi. De unde ți-ai achiziționat șapca din videoclipul postat? Nu mă uita, cover, Ioana Ignat. Măi, nu mai știu, dar știu că șapca respectivă era cu puf deasupra, știți? Că sunt în trend, e noua modă sau a fost. Era o șapcă de genul. Nu mai știu de unde am cumpărat-o. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Sper să meargă toată chestiunea asta cu vlogul. Este primul meu videoclip, am avut și emoții în timp ce am filmat. Sper să fie totul ok. Și nu uitați să vă abonați canalului de YouTube Box Studio Media. Nu uitați să dați un like acestui videoclip și să-mi lăsați părerea voastră în comentarii și, bineînțeles, idei pentru noile videoclipuri. Vă pupicesc și vă doresc o zi frumoasă, o seară frumoasă, depinde când vizionați acest videoclip. Important este doar să-l vizionați. Vă pup!